Prima zi de dezlegare la pește din postul Paștelui a fost motivul pentru care piețele și oboarele au fost mai pline ca niciodată. La fel s-a întâmplat și în piața centrală din municipiul Buzău. Oamenii au cumpărat pește din toate speciile, de la macrou, novac, sardine, dorada, scrumbie sau crap. Totuși, cumpărăturile au fost mult mai reduse din cauza prețurilor mari. Buna vestire este sărbătoarea care aduce prima dezlegare la pește, din postul lung de 40 de zile. Fie că au ținut post, fie că nu, buzoienii vor să păstreze tradiția, care spune că astăzi se consumă pește, astfel că magazinele din piața centrală au fost asaltate de clienți încă de vineri. Oamenii au format cozi în fața pescăriilor încă de la primele ore, iar numărul mare de clienți s-a menținut pe tot parcursul zilei. Ce fel de pește căutați, doamnă? Macro, noi toate feluri, dar macro iau. E mai gustos sau e după preț? E mai bun. Eu urma macro. Toate marfa la dâns e bună. Dar în general toată, dar eu asta mănânc. Prețurile cum sunt anul acesta la pește? Foarte bun. Coada astăzi la pește peste tot. Bineînțeles că dacă mâine se mănâncă pește și e sărbătoare mare religioasă, toată lumea mănâncă pește. Că ține, că nu ține post, peștele e pofticios. Dumneavoastră ce v-ați cumpărat? Am luat novac și plătică. Cam care sunt prețurile? Cam mari. Față de rândul trecut, când am mai fost prin piață tot pentru pește, parcă au mai crescut puțin. Adică, de exemplu, spuneți-ne și nouă cât a fost novacul. Am văzut mai acum ceva timp, carasul era în jur de 20 și ceva, acum cred că a sărit de 25. N-am văzut caras aceea, dar am luat altceva. Și pe ce ați luat, cât ați dat? Novacul am dat aproape 50 de lei. De 50 de lei, undeva la 15 lei kilogram, mi s-a părut mai acceptabil. Da, pentru că vestire un pește mare, așa, o scrumbie, ce, în limita bugetului. Cam ce buget veți aloca? Păi vreo 300 de lei, așa, zic eu. Cam luat pensia, da, 3 milioane, da, știu ce vorbesc. Cam asta. V-ați interesat cam cât este kilogramul de pește? Scrumbia e la 40-45 de lei. Novacul e 15 lei. Un novac și ce scrumbie pentru mâine, atât. Cam ce cantitate? Mă încadrez la 300 de lei. Vă faceți aprezionarea pentru buna vestire? Da, și un bun. Ce veți pune pe masă? Pești, așa se mănâncă pește, știi? Aici mai mâncă și ceva carne de porc, doar nu fi. Cam ce buget aveți pentru o masă? N-am făcut calcul, Am luat morcovi, am luat ceapă. Peștele la ce preț îl găsiți? Pe, am văzut aceea că este novac. Așa, eu am văzut novac. Dorada. Cam atât. Cam cât este kilogramul? Să vedem, chiar nu știm. Când au ales ce pește vor să pună pe masă, oamenii au avut două criterii: gustul și prețul. Cei mai mulți dintre clienți au spus că au cumpărat doar cât să-și facă pofta și pentru a păstra tradiția, pentru că prețurile sunt mari. Printre cel mai cumpărat a fost novacul, care se vinde cu 15 lei kilogramul, păstrăvul se vinde cu 29 de lei kilogramul, dorada cu 39-40 de lei, crapul cu 35 de lei kilogramul, sardinele 16 lei, plătica 17 lei și chefalul puțin peste 20 de lei.